Salutare, oameni buni! Bine ați venit la un nou episod din cariera cu Crowley Town. Astăzi avem o simulare pentru începutul episodului cu Crystal Palace. Vom simula cu o echipă decentă în teren, zic eu, așa că hai să vedem rezultatul final. Opa, 2-1, bravo băieți! Beto și Lacazette, atacanții noștri, ne aduc victoria. Mi-e frică să dau un jos. Mi-e frică să văd acolo, player injured. Mi-e frică să văd aia acolo jos. Ce e aia? Cine s-a accentat? Ce s-a întâmplat? Mi-e tare frică să văd. Chiar nu vreau. De ce încă o accentare? De ce trebuie să o ținem așa? De ce trebuie să o ținem așa în fiecare episod 3 luni? Beto. Cu cine mai joc în atac? 3 luni, Beto, ce se întâmplă? Ce-i sezonul ăsta? Mi se rupe Keita. 7 luni. Mi se rupe Teixeira. 3 luni! Mi se rupe și Beto! Tot 3 luni! Păi da, cum? Eu cu cine mai joc? Ce se întâmplă? Ce e asta? 3 luni Beto pe tușă. Vine meci cu Arsenal. Ei sunt pe locul 4, noi pe locul 6. O diferență destul de mare de puncte, dar cu un meci mai puțin jucat noi decât cei de la Arsenal. Avem un meci restant. Mergem pe Emirates Stadium. Băieți, cu această echipă, după cum puteți vedea, cam cea mai bună posibilă. Mourinho a făcut 80 overall și Sabinache va juca titular. Asta este. Echipa noastră măcinată de accidentări. N-am mai pățit așa ceva până acum. 3 accidentări într-un sezon, cred că mai mult decât am avut în toată seria, în toate sezoanele. Accidentări grave, nu așa? Aoleo, Smith Rowe, trece extraordinar! Yes! Se Mourinho, care a ajuns proaspăt așa la 80 overall. Ah, ce frumos, doamne. Souza trece, Souza pasează acolo de sus. Bun. Bun, bine Mourinho. Bukayo Saka trece dulapul lângă el. Dulapule, te rog frumos, pe jos acolo. Centrează Saka, scoate Mourinho șutul și este Paredes acum cu o minge spre Monteiro, care poate pleca aici foarte bine. Sangbin câștigă des la cap, deci poate o centrare către el acolo. Nu, Matip scoate fantastic de pe picior. Bă, de pe șut ia la mingea aici, nebun la cap. Pasează Jesus, nu, tackling greșit al lui Alex Lopez, din păcate, și este 1-0. Prima greșeală în apărare, vine primul gol, băieți. A scăpat singur el Gabriel Jesus aici, după gafa lui Alex Lopez, tackling-ul ăla pe lângă. E ok, băieți, putem să revenim. 11 goluri în 27 de meciuri, slab. Deja are mai puțin decât Keita și Keita a accentat de vreo 2 luni. Aolo, riscant aici, ce faceți, mă băieți? Trebuie să marcăm înainte de pauză, ar fi extraordinar și iată că putem avea aici un kick-off. Să dăm și noi din kick-off. Noi din kick-off? Nu din kick-off. Pasă către Odegaard, este acolo Dulapul preia și pasează în față către Nico Gonzalez. O pasă bună a lui Nico, foarte bună, Paredes către Monteiro trebuie să-și aducă aminte să dribleze. Are 90 dribling. Ce scuzare? N-are nicio scuză, vă zic eu. Aolo, gloabă. Se duce bine Gabriel Jesus. Încă o dată dulapul depășit și el. Aoleu, Bukayo Saka. Bun, hai că scoatem autul de poartă. Avem noroc. Lovitură liberă aici. Sare Odegaard peste minge. Pasă. Și ajunge până la urmă cel de la Arsenal. Araujo. Pasă acolo șutul lui Odegaard. Mourinho scoate încă o dată. Mourinho este o constantă. Mourinho apără, este constanta acestei cariere, aparent. Vine pauza peste noi. Yannis Kourlis invizibil în acest meci. O să intre Susar în locul lui. Juric și el invizibil, o să intre Bondo. Nu, Smith Rowe trece, este liber acolo, iese. Însă Mourinho scoate cu genunchiul și pasează din... Doamne, pasase bine, dar... Susar nu poate să controleze mingea aia, bine acolo, prinde din nou Mourinho. Trebuie acolo Nico, bună intervenție Nico, bravo tată, și acum este Monteiro la balu... Hai că ne înțelegem, este o chimie desăvârșită în echipa noastră, doamne ce frumos. Ce bine ne înțelegem în teren, ce armonie este aici. Echipa pare că pică psihic, mă jur, după 3 accentări importante, cred și eu. Cine dracu, cu cine să mai jucăm, pe bune, opa, greșește Odegaard. Dar Nico nu poate să profite de greșeala aia și să recuperăm și este 2-0. Este foarte rău ce se întâmplă în teren. Echipa nu funcționează absolut deloc nu funcționează. Da, jucăm foarte rău, foarte, foarte rău. Probabil cel mai slab meci al nostru de până acum, ca și performanțe ofensive mai ales, foarte slab. Pasă Mukiele, Odegaard, Alex Lopez, mamă, l-am pins.
Aproape de 3-0. Ce mizerie de fază. Ce mizeria dracului. Este final de meci, băieți. Pierdem cu 2-0 cu Arsenal la acasă. N-am reușit să legăm 2-3 pase în atac. Foarte, 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 foarte rău. Simulare cu Leeds în campionat. Continuăm seria de simulări aici. Leeds la acasă. Echipa noastră este destrămată de oboseală și de accidentări. Normal. Dar haideți să sperăm și noi la o victorie așa, norocoasă. 2-2. Un egal. Cred că e bun. Sincer să fiu, cred că e bun. Scouterii se întorc. Să sperăm că avem și noi parte de ceva bun de data asta. Avem un jucător care pare să aibă un potențial bun. Cetin, îl luăm pe ăsta. Și Hasan Kaya, Marco Poli. Pe ăsta nu era data trecută, parcă nu mai știu, dar luăm că are potențial mare. Michel Vitale, decent și el. Mamă, câțiva jucători buni astăzi. Longo, pare să aibă potențial bun și el. Îi aducem pe toți ăștia. Și încă unul, Rizzo, 750.000, bun și Rizzo. Academia însă este full, trebuie să facem curățenie astăzi. Primul jucător de azi, Kaya, atacant, 80 pace, shooting-ul mai mic decât passing-ul, nu mai vreau cam însă, m-am săturat, dar e ok. Vitale, left winger, o să încercăm să-l facem cam, cel mai probabil. Poli e foarte rău, nu, las-o așa, tată, release. Rizzo. Încă un CM sau... Cred că e mai degrabă CM Rizzo ăsta. Probabil să încercăm să-l facem CM. Longo, Domenico Longo, slab, nu. Cetin, fundaș central, are fizic uriaș, dar din păcate defending-ul ăla o să crească foarte greu. Release și lui. Oricum trebuie să mai eliberăm pe aici. Niemi ăsta n-are potențial, o să-l dăm și pe el afară. Locul 6 în campionat, la 4 puncte și un meci mai puțin jucat decât Wolverhampton pe locul 5. N-am picat rău, s-au încurcat și celelalte echipe. Arsenal a urcat, Wolves cade acolo. Probabil ne vom lupta pentru locul 5. Meci cu Aston Villa însă în campionat, sunt în spatele nostru cei de la Aston Villa, mai jos aparent de locul 8, dar haideți să începem această partidă, jucăm cu aceeași echipă obosită, n-avem ce să facem, ce au ăștia, Nketiah, Werner, Coutinho, uite, Coutinho încă a rămas, hai să începem meciul. Și partida începe în acest moment, domnii miei, haideți să ne rugăm la victorie astăzi. După atâtea chestii negative care s-au întâmplat, accident, meciuri grele pe final și întoarceri de scor, bine, dulapule, bravo. Bă, cred că ar fi cazul să avem și noi un pic de fericire în viață, nu? Așa că hai să câștigăm măcar cu Aston Villa azi. Okay, până la urmă rezolvăm faza, Monteiro, Jong, Sang, Bin, se duce, Yannis Kurlis, va câștiga și el un duel vreodată în viața asta? Legenda spune că nu. Oh, Nico! Bravo, Yannis, bravo, Yannis, bravo, 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 l-a luat în brațe pe Nico și n-am putut să plecăm acolo, bravo, bravo, Yannis Kurlis, extraordinar, jucăm minunat și acum este contraatacul ăstora și este Timo Werner, apărăm Morio, nu este niciun Timo Werner, nu există așa ceva, Timo Werner e un mit și orice atacant mare e un mit atâta timp cât este Morio acolo. Atem repede, Nico, spre Leandro Paredes, aia zic, băieți. Aia zi. Ce mai vreți, Leandro Paredes cu sclipirea de geniu. Bravo, tată. Bravo, 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 bravo. Bravo, Paredes. Tătic. Tătic rău de tot aici. Ce șut, ce gol, ce frumusețe. Ce exterior. Mamă. Nici o șansă pentru portar. Leandro Paredes înscrie unul dintre cele mai frumoase goluri ale sezonului. A mai dat unul în startul sezonului. Un finez frumos acolo, dar acum parcă ăsta îl întrece pe ăla. Bine tecnic acolo, Nico. Bravo, tată. Paredes și acum este Monteiro la minge. Pasă spre Juric. Juric îl găsește pe Jong Sangbin, care driblează frumos. Jong Sangbin. Unai Simon prinde. Cu bătrânii înainte, băiți. Aoleu, greșește Nico. Dar până la urmă rezolvă tot el faza. Foarte frumos, foarte lejer acolo. Minge acum către Leandro Paredes. Ar trebui să urce băieții mei aici. Haide, Yannis, uite ce pasă ți-a dat, mă. Uite ce pasă ți-a dat, nu ești în stare să câștigi cu nimeni niciun duel, bă, bă, Yannis, bă. Bă, Yannis, măcar a făcut pressing acolo. Vine Juric, dar nici el nu face mare lucru. A, e corner, obține posesia, bravo, bă. Pare dezbate către Jong Sang. Bine, iese Unai Simon, nu poate să prindă. Încercăm acolo. O execuție frumoasă, însă un șut acolo de la Juric, prinde Unai Simon. La pauză, Susar în locul lui Kurlis, care din nou n-a jucat nimic. Și cam atât, nu mai avem ce schimbări să facem, este groaznic ce ni se întâmplă aici. Pasă către Juric, Juric către Susar, Susar cu o pasă bună acolo către Jong Sang Bin, mă, este, mă, este omul pe care ne bazăm. Trebuie să ne bazăm pe el, nu avem pur și simplu ce să facem. Jong Sang Bin este ultimul rămas în picioare. Practic. S-au accentat cei mai buni doi atacanți în acest sezon.
Și am rămas cu Jong Sang-bin, care este un jucător cheie, dacă mă întrebați pe mine. Este, să nu uităm, este eroul de pe Old Trafford. Și iată-l că își respectă numele și cu Aston Villa aici, pe Crowley Arena. Așa că haideți să continuăm. Avem 2-0 și stăm și noi mai liniștiți. Seivald, pas acolo. Edin Ketia apare, Castro, de nicăieri și rezolvă. Bă, apărarea măcar merge bine. Măcar în apărare nu s-a rupt nimeni. Pasează Renato Sanchez. Este Juric, bună intervenția lui Juric. Aici este Jong Sang-bin acum, cu o pasă superbă către Monteiro. Geniul portughez, aproape de 3 la 0, n-are voie să rateze și nu o face. Bine, geniul portughez înscrie din pasa lui Jong Sang-bin. Aoleu, Seivald trece, este liber, acolo este însă Morio. Final de meci, mă, câștigăm cu 3-0 cu Aston Villa la noi acasă și obținem 3 puncte extrem de importante pentru bătălia pentru un loc european în campionat. Bravo, bravo băieții mei, reușim încă o victorie de nicăieri, dacă mă întrebați pe mine. Omul meciului pentru mine cred că a fost Crespo, dar Juric este, bă, n-a jucat rău Juric, chiar n-a jucat rău. Pare de să înscrie Monteiro, înscrie Jong Sang-bin gol și pasă de gol, a jucat bine, foarte bine Sabinache. Simulare cu Fulham, au doar 22 de puncte ăștia, jucând și acasă și cu echipă foarte bună trimisă în teren, ar trebui să obținem un rezultat pozitiv, vă rog, 2-2, mă, pe bune, Monteiro trebuie să egaleze, minutul 7-7. Jong Sang-bin și Monteiro marcatorii. Vine un meci foarte interesant cu Nottingham Forest, locul 8, noi locul 7, băieți, la 3 puncte și un meci mai puțin jucat decât Wolverhampton în continuare. 50 de puncte pentru Nottingham Forest, 50 de puncte pentru noi, dar trebuie să jucăm cu rezervele pentru că în 2 zile vine semifinala din FA Cup cu Liverpool. Jucăm cu Morio, Winchester, Aurela Mendă, Jansen, Gordon, Parker, Perisic, Bondo, Susar, Yannis Kurlis și Lacazette. O să fie interesant rău de tot. Mi-e teamă rău de meciul ăsta. Hai să vedem, n-am mai făcut de mult chestia asta, să joc un meci cu toate rezervele în teren aproape. În afară de Yannis Kurlis și Morio. Mamă, Lacazette, bună pasă Lacazette. Cum dracu a funcționat pasa aia în mintea lui Lacazette? Bună întrebare. Hai băieți, hai băieți, o centrare în care o acolo, pericol. Pericol, scoateți dracu. Bun, hai că ne apărăm bine. Bun, este un prim semn bun acesta că ne apărăm decent. Dar se simt atât de greoi jucătorii mei. Doamne Dumnezeule. Este, parcă m-am întors din nou în Liga 4. O centrare. Este, Morio este. Și el trebuie să fie tot meciul. Trebuie să facă meciul perfect, Morio. Altfel e greu. Să ne rugăm acolo prin atac. Ceva, orice. Ceva pozitiv, dacă se poate. Aoleu! Morio, senzațional! Dar până la urmă sare mingea tot la el și este tot gol până la urmă. Normal. Nottingham Forest ne conduce. Înscrie Zaidu, care cred că este fundaș. Dar ce fază de căcat, bă! Cât ghinion putem avea, Doamne! Deci ultimele două sezoane au fost cele mai ghinioniste două sezoane pe care cred că le-am avut ever într-o carieră. Dacă le pui așa cap la cap, câte căcaturi ni s-au întâmplat și câte meciuri am fost întorși și cât a sărit mingea la adversar și câte accidentări am avut în acest sezon. Nu cred că ni s-a întâmplat niciodată așa ceva. Parker greșește pasa, Susar deviază bine către Gordon. Gordon trebuie să o centreze bine aici spre Lacazette. Egalează rapid. Lacazette, bravo, bă, tată, bă. Face și tu, bă, uite că mai poate el bătrânul, bă. Bravo, Lacazette, bravo, tată, bravo, băieți. Gordon centrează decisiv. Mamă, mi-era dor. Este un meci nostalgic ăsta. Este un meci foarte, foarte nostalgic. Îmi place. Perisic. Pasă superbă către Lacazette. Se duce Susar în fața celui mai important gol din carieră. Bară gol. Susar însă înscrie și este 2-1. Este... Opa! Ce zice ăsta, mă? Siu? Ăsta zice siu? Să însemne ceva acest siu? Oare? Cine știe? Susar marchează pentru 2-1 în meciul cu Nottingham Forest, băieți. Și iată cum dintr-un meci imposibil pare un meci foarte posibil, zic eu. Susar înscrie... Greu-i acel șut, greu-i rău de tot, dar până la urmă este gol. Avem însă lovitură liberă, ok, s-a dat lovitură liberă, bun așa. Pasăm acolo către Yannis Kurlis, încercăm un șut de la mare prostie până la urmă a fost șutul ăsta. Pasă spre Florentino și acum este Freuler. O, oh, ce greșeală, ce greșeli în apărare, Jansen depășit și este 2-2 din păcate. Și acum echipa asta devine foarte, foarte periculoasă. Perisic a obosit foarte tare, o să intre Juric oare.
Hai să facem vreo două schimbări, zic eu, prin apărare mai ales Jansen. O să intre Boiata în locul lui. Mai bine las pe Jansen, mai capătă experiență. O să intre Juric. O să-l odinim pe Susar, pentru că probabil pe el o să-l ținem titular în meciul viitor. O să intre Monteiro și astea sunt schimbările. A intrat artileria grea, mă. Embolo acolo trece, este cam liber, pasează către... Jansen blochează, bravo, nu mai contează cine era acolo. Important e că blochează Jansen, Aurela Mendă foarte bine și el acolo. Lacazette spre Monteiro. Geniul portughez trebuie să pună o pasă de geniu acolo către Lacazette, care se duce fantastic. Hai, bătrâne, nu ne lăsa la greu, Lacazette. Nu ne lăsa, mă, nu ne lasă, mă, nu ne lasă, mă, nu ne lasă, mă, nu ne lasă, înțelegeți că nu ne lasă. Lacazette este extraordinar. Mereu când am avut nevoie de el ne-a ajutat cum a putut, bă. Înscrie încă o dată Lacazette după pasa de geniu portughez a lui Monteiro. Intră Monteiro și e decisiv din nou. O super pasă de gol. Este acum Bondo, se duce din nou, cere mingea la Lacazette în față, o păstrează acolo, sper, bravo la Lacazette, incredibil, incredibil cum controlează meciul acesta la Lacazette. Bondo acolo în fața golului și este 4-2, cred că s-a închis meciul. Contraatacul ne aduce victoria, zic eu. N-are ce se mai întâmple rău, nu are ce să se mai întâmple rău, este 4-2. Ăștia n-au arătat ca o forță care pot reveni de la două goluri. Da, de la 3-2 mi-era frică, dar Bondo aici scapă fantastic. Și înscrie Carl Winchester, primește o pasă fantastică și Winchester centrează către Taika Lacazette, care ratează. Rossi scoate, aia bă, Lacazette, bă, aproape de încă un gol, aproape de hat-trick. Nu mi-e să cred cum ar fi fost. Termină partida, băieți, 4-2. Cine s-ar fi așteptat? Mă jur, cine dracu s-ar fi așteptat la această performanță din partea rezervelor? A jucat dumnezeic Lacazette, dacă nu e omul meciului. Ce vorbești, mă? Cum nu e omul meciului, mă? Cine e? Cum e Sanusi ăsta? Cum e Sanusi ăsta? Cum? Cum ai? Da, Lacazette, la vârsta lui. Taika Lacazette, 2 la capitolul goluri, 1 la capitolul asisturi. Tătic, bunic, este bunicul Lacazette și aduce victoria și... Bondo și Juric pasă de gol, Susar gol, Monteiro pasă de gol, Gordon pasă de gol. Ce meci! Data viitoare meci cu Liverpool pe Wembley în semifinalele FA Cup, băieți. Eu vă mulțumesc frumos pentru participare. Apăsați butonajul de like. Doamne Dumnezeule, să facem multe like-uri acolo. Băgați dește în sus, băgați. Ne auzim data viitoare. Vă pup, să aveți o zi frumoasă. Like, pa!